Permiteți să vin și eu în fața dumneavoastră cu două chestiuni. Prima este legată de un eveniment politic care s-a întâmplat ieri, în județul Suceava. Și vreau să vă spun că am rămas pur și simplu consternat când am văzut că la conducerea filialei UNPR al județului Suceava a fost numit domnul senator Mihai Neagu. Nici pe de departe nu vreau să intervin în bucătăria unui partid politic în chestiune de ordin intern. Însă consider că schimbarea doamnei Vartic din funcția de președintă a fost un gest total lipsit de eleganță. Nu numai de eleganță politică. Până la urmă, Cătălina Vartic vreme de mai bine de 4 ani a demonstrat certe calități de lider ca femeie în politică. Și știm prea bine cu toții ce înseamnă să fie la conducerea unui partid politic mic care tinde să se impune în politica suceveană, iar la un moment dat te trezești că peste noapte ești schimbat din funcție cu temir cine. Și atunci ne punem o întrebare, sau mai bine spus, tragem o concluzie. Asta demonstrează un lucru. Arată cât de decuplate, sau mai bine spus, cât de decuplați sunt domnii de la București de realitățile politice, sociale și economice din județul Suceava. Și mai există o regulă aici. Dacă pui pe cineva, dacă schimbi pe cineva, pui pe cineva egal sau mai bun. Ori până acum, domnul senator Neagu, vorbesc numai din perspectivă politică, domnia sa este un accident electoral. Este un accident electoral care în 4 ani de zile nu s-a remarcat cu absolut nimic de pe poziția domniei sale de senator, ci pur și simplu și-a negociat funcții. L-am văzut spunând în declarația domniei sale după ce a preluat încă o dată filiala UNPR Suceava că a pus aceeași piesă, aceeași placă despre modul în care domnia sa va face uz de calitatea domniei sale de senator pentru a promova niște proiecte sau să aducă niște bani în județul Suceava. Acest lucru nu l-am auzit spunând. De asta vă spun, nu este un gest corect față de doamna Cătălina Vartic. Pentru că totuși domnia s-a avut bărbăția politică să-și asume o candidatură în anul 2012. Totuși, sub conducerea domniei sale au fost UNPR-ul această dată are o structură destul de importantă de aleși locali. Și dacă vreți, gestul politic de ieri, total neelegant, are și o pronunțată doză de cinism. În sensul că atunci când un om are dificultăți de ordin personal, îl ajut sau cel puțin îl lași în pace. Nu vii să-i mai dai și să-i mai adâncești necazul în care se-ți bătea. De aceea vreau să vă spun un lucru. Repet, nu se cade. Am vrut doar din punct de vedere moral să sancționez acest lucru. Și ca tânăr politician mai cred într-o minimă deontologie în politica suceveană, chiar dacă suntem pe poziții total opuse, total diferite. Și vreau să o spun public față de toți membrii UNPR, de aleșii locali, că Partidul Mișcarea Populară își deschide ușile pentru ei, îi invităm să vină alături de noi, într-un partid unde deciziile se iau în mod transparent, unde există o echipă lucrativă, unde principiile minimale, fundamentale, de a face politică respectiv, respectarea cuvântului dat și bunul simț primează.